Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Sărbătoare mare astăzi pentru creștinătate. Credincioșii ortodoxi au prăznuit nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Drăgaica. Biserica Ortodoxă a închinat Sfântului Ioan Botezătorul 6 zile de sărbătoare. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 24 iunie. Această sărbătoare este cunoscută în popor și sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orinii, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta seminției lui Aron. Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu 6 luni înaintea nașterii lui Isus. Nașterea s-a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu a dat crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia a rămas mut până la punerea numelui fiului său. Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod întâmplător ca zi a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit Sfintei Scripturi, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl său, a tămâiat în Sfântul Altar, locul în care numai arhiereul intra o singură dată pe an, în luna a 7-a, ziua a 10-a. Această lună, din calendarul iudaic, cuprindea o parte din septembrie și alta din octombrie. Având în vedere cele descoperite în Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți au rânduit ca ziua zămislirii Sfântului Ioan să fie pe 23 septembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de naștere. Biserica a închinat lui Ioan 6 sărbători. Zămislirea 23 septembrie, nașterea 24 iunie, soborul 7 ianuarie, tăierea capului 29 august, prima și a doua aflare a capului 24 februarie și a treia aflare a capului său 25 mai. În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Spre deosebire de rusalii, care sunt reprezentări fantastice aducătoare de rele, sânzienele sunt zâne bune, dar ele pot deveni și foarte dăunătoare, lovindu-i pe cei păcătoși cu lanțul sânzienelor. Pot stârni din senin vijelii, pot aduce grindina, lăsând câmpul fără rod și florile fără de leac. În ajunul sau în ziua de sânziene se întâlneau practici sau obiceiuri de aflare a ursitei și a norocului în gospodărie. În dimineața de sânziene, înainte de răsăritul soarelui, oamenii strângeau buchete de sânziene pe care le împleteau în coronițe și le aruncau pe acoperișul caselor. Se considera că omul va trăi mai mult în cazul în care coronița rămânea pe casă sau, dimpotrivă, că va muri repede atunci când coronița aluneca spre marginea acoperișului sau cădea de pe acoperiș. Sărbătoarea sânzienelor, care marchează mijlocul verii, era considerată și momentul optim pentru culegerea plantelor de leac. Tot acum se făceau previziuni meteorologice. În funcție de momentul în care răsărea constelația Găinușei, se determina perioada prielnică pentru semănatul grâului de toamnă. Sărbătoarea sânzienelor mai este cunoscută în popor și sub denumirea de amuțitul cucului. Se crede că dacă cucul încetează să cânte înainte de sânziene, înseamnă că vara va fi secetoasă. Se arată pe site-ul creștinortodox.ro. În fiecare an, pe 24 iunie, sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, dar și Ziua Universală a Iei. Piesa principală a costumului popular românesc, a cărei frumusețe a fost recunoscută pe plan internațional, a putut fi admirată în toată splendoarea sa în cadrul unei expoziții organizate de Muzeul Vrancei. Organizatorii au adus în atenția iubitorilor de port popular și o colecție de catrințe. Cele mai frumoase și prețioase costume populare aflate în deținerea Muzeului Vrancei au fost expuse la sediul Muzeului Vrancei, fostul tribunal. Sâmbătă a început cea de-a patra ediție a zilelor portului popular vrâncean, eveniment organizat de Consiliul Județean Vrancea prin Muzeul Vrancei. Anul acesta, expoziția a scos la lumină, pe lângă cămășile populare tradiționale din zona Vrancei, și catrințele femeilor din această zonă, țesute în război, simple, din lână neagră sau cu dungi colorate. A început această manifestare prin care, la vremea respectivă, cu sprijinul animatorului cultural Victoria Lizon și a mentorului șezătoarelor, domnul Nelu Dumitrescu, colecțiile Muzeului Vrancei de costume populare au fost aduse înaintea dumneavoastră. De atunci, această mișcare de promovare a patrimoniului continuu. La prima ediție, după cum știți, vedeta a fost cămașa. Ne naștem cămașa de la plot, de la prunc, și ne împrumăm cu ea, cămașa. A doua ediție a fost cu prânc, cu prâie. A treia a fost cu lada de zestre, că suntem făcuți să trăim în familie. Iar familia înseamnă și zestre. Și în acest an, domnul Dumitru,
Andrescu a găsit că ideal ar fi să promovăm și Catrința. Lume plecată de Forumul Popular Românesc, asta înseamnă că dumneavoastră păstrați tradițiile și Forumul Românesc și așa cum se spune, vorbește cu țelorul așa foarte pe toți Forumul, pentru că începe din ce în ce mai mult să ne ghidăm cu această zicală românească. Îl felicit pe domnul director al Muzeului Francei, pe domnul Ingresul care este sufletul acestor manifestări referitoare la tradiție și la vor, și pentru noastră toți cei care astăzi ați reușit, v-ați dat de timpul noastră liber să veniți la Focșani, în această întâlnire minunată, dată în patrimoniul de către Consiliul Județean Francea, Muzeului Francei. A fost Catrința Neagră de lână, probabil cu lână după oaie, cum s-a fost. După care femeia a vrut să-și înfrumuseteze viața și ochiul și tot ce, și a început să pună niște, să bage niște dungi, niște vrâste, cum le numim. După care a evoluat, azi mai puțin, mai mult, mai mult, aici se observă evoluția. Acestea sunt catrinții vechi din înainte de al doilea război mondial, poate și mai vechi. În Vrancea s-a păstrat portul până în 2000, în 2006, când am mai făcut eu întichirișul un film, în care mai erau persoane, mai erau femei care purtau și bărbați câțiva, care mai purtau zilnic, deci nu avem. La ora actuală, în Tichiriș, mai este o singură femeie care nu a purtat fust în viața ei, numai catrință. Așa, erau, se făceau, se mergea pe văile Vrancei acum 30 de ani, după achiziții, să cauți costume populare, obiecte tradiționale. Dacă nu mergeau muzeografia cu 30-40 de ani, au venit alte persoane care au mers și au cumpărat toate cămășile și catrințele și le-au vândut. Nu. Șezătoarea e un fenomen național. E un fenomen național, e un fel de mișcare, de un război anti-chici. Invazia de cămăși produse în toate zonele din România, dar prost, cum era înainte, la fondul plastic. Chestiile astea făcute pe războaie automate, nu tradiționale, catrințe, a dus la o renaștere a sentimentului de a-ți face o cămașă tradițională. Și în felul ăsta, fenomenul este compus din persoane, culmea, majoritatea sunt cu studii superioare, diferite medici, ingineri, economiști, care au constatat că mergând la diferite manifestări, în general la București, unde voiau să îmbrace, să spun, haine să ne îmbrăcăm românește, veneau acolo un festival al chișului, toate îmbrăcate cu diferite cămăși cumpărate de aici și de acolo. Și atunci aceste doamne intelectuale au generat fenomenul ăsta. La București, cu Victoria Bizon, cu Nelu Dumitrescu în spate, care este mentorul lor din punct de vedere metodologic, artistic, și avem acum și în Vrancea. Și în Vrancea se coase. Avem la muzeu. Avem câteva colege, patru colege care cos cămăși niciodată în istoria muzeului nu s-a cusut. Aceste doamne, la fel, persoane calificate, au luat acul, ața și transformă simplu material într-o bijuterie. Sunt de pe cămașa originală, care aparține Muzeului Vrancei. Ce să vă spun? Pasiunea a început odată în anul 2021, când pentru prima dată Muzeul Vrancei a scos într-o expoziție aceste costume la prefectura, fosta prefectură Vrancea. Așa, atunci, pentru prima dată am văzut un model și mi-a plăcut. Am cusut, este și cămașa, o poartă o colegă de-a mea, prima mea cămașă. Și apoi, datorită domnului Nelu Dumitrescu, care m-a ghidat și mi-a spus, domnule, trebuie să coși un model mult mai frumos, da? Mai greu. Și atunci am hotărât, am ales această cămașă din muzeu. Este un model cu o cusătură înfoiată, da? Adică firul acesta nu este tras până la capăt și el rămâne frumos așa grofat. Am pus multă pasiune. Este un model destul de complex. Sincer, cam un
de zile am lucrat la această cămașă, dar vă spun sincer, cred că zi de zi, atunci când era sărbătoare, aveam așa o, și nu puneam mâna pe ac, nu-mi găseam locul. Într-adevăr, e o pasiune, a devenit o pasiune, dar cămașa aceasta, un an de zile am lucrat la ea. Tot în weekend, membrii ansamblului Țara Vrance din Focșani au sărbătorit acest simbol național IIA printr-un spectacol oferit focșănenilor în Piața Unirii din municipiul Focșani. Nicușor Halici este viitorul președinte al Consiliului Județean Vrancea. Acesta a susținut prima conferință de presă după centralizarea rezultatelor. Așa cum spune una din vechile zicale românești, mai bine mai târziu decât niciodată, PSD a câștigat în județul Vrancea. Funcția, bineînțeles, cea mai importantă administrativă la nivelul fiecărui județ, cea de președinte a Consiliului Județean Vrancea, în persoana subsemnatului, și vreau să mulțumesc tuturor pentru tot ceea ce ați făcut în această campanie, fie că vorbim de echipele de campanie, fie că vorbim de candidații locali, la primar, la consilieri locali, județeni, fie că vorbim doar de dumneavoastră, dragi vrânceni, care ați arătat și ne-ați arătat și nouă politicienilor că viața trebuie să evolueze. Și inclusiv această viață politică. Și de ce spun acest lucru? Pentru că spre deosebire de anul 2019, anul 2020, am văzut o altfel de campanie, am văzut o altfel de abordare din partea dumneavoastră, o abordare mult mai constructivă, mult mai obiectivă prin întrebările pe care ni le puneați, prin problemele pe care le ridicați. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc foarte mult, pentru că eram convins că doar prin redescoperirea spiritului civic a fiecăruia dintre dumneavoastră îi veți capacita și pe politicieni să se întoarcă la popor, acolo unde le este locul, între dumneavoastră. Prezența mare la vot e unul din criteriile care pot fi cel mai ușor observate și analizate, pentru că, așa cum am văzut, ne-am apropiat de 50%, o prezență la vot foarte mare, având în vedere, să-i spunem așa, o erodare, într-un termen destul de elegant pe de altă parte, a politicii și a apetitului pentru politicie. Și această prezență la vot ne-a demonstrat pe de altă parte că noi politicienii trebuie să avem 24 de ore din 24, 7 zile din 7, o responsabilitate activă, continuă și sub nicio formă întreruptă cu dumneavoastră. În Vrancea, peste 66.000 de români au votat candidații Partidului Social Democrat la funcțiile de primar în special, că acolo a fost cel mai mare vot politic, pe funcțiile pe care au candidat toți colegii noștri la primar în localitățile din județul Vrancea. În ceea ce privește votul pe Consiliul Județean, unde sunt convins că aici suscită cel mai mare interes, având în vedere că toate celelalte rezultate au fost și comunicate și verbalizate foarte mult în ultima perioadă,
ceea ce privește celelalte comunități. La Consiliul Județean Vrancea, dacă vedeți, Partidul Social Democrat a luat pentru consilierii județeni undeva la 58.857 de voturi, iar Partidul Național Liberal 54.540 de voturi. O să vedem și la președintele de Consiliul Județean, unde avem o diferență în ambele situații, sau în toate situațiile, dacă luăm întreaga listă de candidați sau de partide, unde subsemnatul a luat 55.884 de voturi, următorul competitor 54.602 voturi și după aceea, în ordine descrescătoare, Alianța Dreapta Unită 15.400, AUR 14.172, Partidul Umanist Social Liberal 3.333 și SOS România 4.796. Vedem diferențele dintre Consiliul Județean și președinte Consiliul Județean. Vedem la Consiliul Județean că avem un procent de 39.92% din voturi, pe când următorul competitor 36.99%, diferența fiind, o să o vedem mai încolo, vizibilă, dar o să vedem și număr de voturi, peste 4.000 de voturi. În ceea ce privește președintele de Consiliul Județean, de asemenea subsemnatul 37.35%, cu voturile aferente 55.884, următorul competitor 36.49%, 54.602 voturi, o diferență de 1.282 de voturi, dacă am calculat eu bine. Echipa de fotbal CSM Adjud a reușit să promoveze în Liga a treia. În returul barajului pentru promovare, adjudenii au reușit un rezultat de egalitate cu Voința Lanurile. După ce în partida tur scorul a fost favorabil Adjudului, care s-a impus cu 2-1, ieri în manșa retur fotbaliștii pregătiți de Andrei Întuneric au terminat la egalitate scor 1-1. Partida disputată într-o zi caniculară a fost controlată de adjudeni care au dominat teritorial având o posesie a mingii superioară. La pauză a fost 0-0, iar în repriza a doua Voința Lanurile a deschis scorul în minutul 54. Când părea că meciul va intra în prelungire, experimentatul atacant Predoiu a reușit să marcheze golul egalării și al promovării pentru CSM Adjud. Așadar, echipa de pe malul Trotușului revine în Liga a treia după 21 de ani. La finalul jocului, bucuria a pus stăpânire pe jucători, oficiali și suporterii adjudeni. Domnule profesor, câteva cuvinte. În primul rând, felicitări, iată, Adjudul promovează în Liga a treia la capătul acestui sezon. Ce ne puteți spune acum la final? Mulțumim, a fost un an foarte greu, s-au întâmplat multe lucruri anul ăsta. Grupul a crescut de la meci la meci, a fost o luptă foarte strânsă până în ultima etapă cu cei de la Gugești. Practic doar regulamentul a făcut să mergem mai departe în detrimentul lor. Pe această cale felicit și pe ei pentru că a fost un campionat foarte disputat. La baraj, sincer, am întâlnit o echipă bună, mai bună decât ne așteptam, mai ales în meciul tur. Faptul că am câștigat cu 2-1 cred că a fost puțin contrar cursului jocului, dar reușim să întoarcem scorul în repriza a doua și astăzi din nou să revenim de la 1-0 și asta arată tărie de caracter și felicit pe băieți. Mulțumim frumos și felicitări și succes în continuare în noul sezon. Mulțumesc! La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi doar parțial noros, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 18 și 20 de grade, iar cele maxime între 28 și 30 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!